Am ieșit din screen prăsinet. M-am împlinit un număr frumos de kilometri. 33.333. Am motorul acesta de când avea 16.000 de kilometri. Dacă veniți dimineața să fiți precauți, asfaltul este umed. În porțiune umbroase, chiar dacă nu a plouat. Doamne, cât de frumos e drumul ăsta prin pădure. Oh, a fost. Am intrat pe teren accidentat și în viteză. Doamne, cum ar fi fost drumul ăsta cu asfalt. Fata aici e o pensiune abandonată. O locație abandonată. Două clădiri. E plin de albine aici. În fata e limita de județ dintre județul Bihor și județul Cluj. Încă o dată zic, ar fi fost drumul acesta spectaculos dacă era asfaltat. Silvic Beige. Nu. Foarte greu să faci pânturi. Nu o simt, nu o spune aceeași. Thank you.
Te-ai tras la 24 de kilometri. O dulceată de zmeură vreau și eu, văd că aveți aici, nu? La fel și noi. Am cumpărat o dulceată de zmeură de aici, de la Padiș. Doamna. Și acum ne îndreptăm către Pietrasa. Ăsta a fost Padișul. Cabana Padiș în stânga. Comuna Pietrasa. Aici s-a încheiat traseul Pietrasa-Buseni.